Măreția lui te fascinează. Creația lui te uimește. Înțelepciunea lui te copleșește. Cine este el? Cum este el? Adevărul despre el. În acest moment vreau să salut pe cei ce sunt împreună cu noi la televizor, online sau la adunările părților componente a Bisericii Philadelphia. Vă iubim și vă respectăm foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, Dumnezeu să binecuvinteze pe cei prezenți fizic la această adunare și pe cei prezenți virtual în mediul acesta online. Dumnezeu folosește tehnologia, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Înainte ca să încep mesajul pregătit pentru această zi, eu sunt nerăbdător să-l spun și sigur, și voi sunteți nerăbdători să-l ascultați, vreau să mulțumesc în numele echipei pastorale pentru toți cei care au slujit în cadrul echipelor de vis. V-ați luat liber de la serviciu, v-ați dăruit zilele trecute să slujiți la această conferință. Lăudați să fie Domnul pentru echipele de vis a Bisericii Philadelphia. Haideți să aplaudăm echipele de vis. Felicitări, oameni ai lui Dumnezeu, care vă cunoașteți darul și care vă puneți în slujba lui Dumnezeu. Faceți o treabă extraordinară, iar această biserică ar fi vai și amar dacă oamenii ca voi nu ar sluji în cadrul echipelor de vis. Sunt recunoscător pentru aceasta, Domnul să vă binecuvinteze. Amin? Adevărul despre El. Două duminici în urmă am început cu constatarea că toți oamenii care îl ocolesc pe Dumnezeu, care îl evită pe Dumnezeu, care cred că Dumnezeu îți face probleme în viață, îți pune piedici când vrei să-ți realizezi planurile, de fapt nu cunosc adevărul despre Dumnezeu. Au o imagine falsă, au o concepție greșită despre Dumnezeu și cel mai teribil lucru este că ei au o concepție greșită despre Dumnezeu pentru că oamenii care pretind că sunt cu Dumnezeu, oameni bisericoși ca și noi, care se roagă, care cântă de transpiră, care se implică în viața religioasă și investesc din banii lor, pot transmite altceva despre Dumnezeu, pot transmite idei și impresii greșite despre Dumnezeu. Am discutat duminica trecută că sunt oamenii care se cred sfinți și îi resping pe cei care au probleme serioase în viață. Iar Dumnezeu acceptă toți oamenii. Și în momentul în care un om credincios, un păstor sau un om care este partea unei biserici, nu acceptă pe toți oamenii în stilul în care Dumnezeu îi acceptă pe toți oamenii, transmite o imagine falsă, comunică o concepție greșită despre Dumnezeu. Rețineți, duminica trecută, Dumnezeu acceptă toți oamenii. Dumnezeu acceptă orice om. Și prioritatea lui Dumnezeu, când este vorba să accepte oamenii, cine sunt? Cei sfinți sau catastrofele lumii acesteia? Cine sunt prioritatea lui Dumnezeu? Catastrofele! Cu cât ești mai inacceptabil, ești prioritatea lui Dumnezeu, când este vorba să fii acceptat. Îl slăvim pe Dumnezeu. În Biserica Philadelphia este ok să nu fii ok. Biserica aceasta este biserica în care este în regulă să nu fii în regulă, pentru că Dumnezeu ne acceptă nu pentru că ne-am schimbat, ci El ne acceptă ca să ne schimbăm împreună cu El. Doamne ajută-ne la aceasta, amin? Doamne ajută-ne la aceasta, amin? Sfinților, Doamne ajută la aceasta, amin? Păcătoșilor, Doamne ajută la aceasta, amin? Toți suntem acceptați de El. În caz că
ai lipsit duminica trecută sau ai adormit în timp ce eu predicam, e greșeala mea că te-am adormit, poți găsește înregistrarea video la această adresă de internet câtă vreme va exista curent electric, da? Duminica trecută noi de fapt am spus că cel mai bine îl înțelegem pe Dumnezeu. Putem să ne formăm o concepție corectă, obiectivă, sănătoasă despre Dumnezeu, ascultându-L pe Dumnezeu, când El face declarații, când El comunică, pe un om îl poți cunoaște din ceea ce El vorbește. Cu atât mai mult pe Dumnezeu, a cărui cuvânt poți să te bazezi pe El, da? Când îl ascultăm, când îl auzim ceea ce spune, ceea ce declară, îi înțelegem natura, îi identificăm calitățile, trăsăturile și mai ales putem să îl cunoaștem cum el se raportează la noi oamenii din lumea aceasta. Cu 2000 de ani în urmă, când fiul său devenise om, era în această lume, venise la râul Iordan să se boteze, Tatăl din cer a vorbit despre fiul său. Oameni de încredere au auzit vocea lui Dumnezeu și au înregistrat ceea ce au spus Dumnezeu. Ascultând și analizând ceea ce a spus Dumnezeu, înțelegem cum este el în realitate, adevărul despre Dumnezeu. Și în Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, capitolul 3, am citat duminica trecută, cităm și astăzi pe Dumnezeu, așa cum este înregistrat de oameni de încredere. Dumnezeu a spus despre Fiul Său, Tu ești Fiul meu, pe care îl iubesc foarte mult, sunt total satisfăcut de tine. Dumnezeu a spus aceasta despre Fiul Său. Ești fiul meu, te accept în totalitate, mă identific cu tine, te iubesc foarte mult, sufletul meu este legat de tine, sentimental, suntem conectați și te prețuiesc, văd în tine un mare potențial, am încredere totală în tine, îmi place. În Iisus, prin lucrarea Domnului Iisus Hristos ispășitoare, oamenii din lumea aceasta beneficiază de această abordare a lui Dumnezeu. Pot să-L cunoască pe Dumnezeu în calitate de copii ai Săi. Prin Iisus noi suntem copii al lui Dumnezeu, în Iisus suntem iubiți de Dumnezeu, în Iisus Dumnezeu vede în noi o mare valoare, Dumnezeu ne prețuiește foarte mult. De fapt, înainte ca Fiul Său să vină în lumea noastră, cu aproximativ 600 de ani, înainte, pe când poporul evreu ajunsese într-o depravare totală, se îndepărtase total de Dumnezeu, trăia în dezacord și în sfidare față de Dumnezeu. Nu mai țineau cont de poruncile lui Dumnezeu, oamenii aceia nu mai țineau cont de valorile și principiile lui Dumnezeu, nu se mai închinau lui Dumnezeu, se închinau idolilor. Și în cea mai teribilă decădere duhovnicească, spirituală, pentru evrei, prin cel mai negativ profeți ai Bibliei, este numit și profetul plângăreț, plângăcios. Prin Ieremia, Dumnezeu le comunică evreilor când nu erau ok, când nu erau nici pe departe în regulă. Te iubesc cu o iubire eternă, spuneți, iubire eternă. Te iubesc cu o iubire eternă și datorită acestui fapt, îmi păstrez bunătatea față de tine. Ce scoatem în evidență, ce notăm foarte simplu, nu trebuie să fii expert ca să notezi această observație, această concluzie. Dragostea lui Dumnezeu este eternă. Dragostea lui Dumnezeu este eternă. Ce înseamnă eternă? Nu încetează. Nu va înceta niciodată să existe. Dex, etern, înseamnă care nu va înceta niciodată să existe. Dragostea lui Dumnezeu față de oameni, față de oameni de neiubit,
nu va înceta niciodată să existe. Acum, când este vorba de dragoste, noi avem definiția noastră. Ce este dragoste? Avem definiția noastră. Definiția care este total, noi nu putem să-l înțelegem, vorbesc noi cei care predicăm. Când pregăteam acest mesaj, am avut o problemă, o dificultate mare să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, așa cum este ea prezentată în Sfânta Scriptură, în cartea de referință lui Iisus, cartea lui Dumnezeu. Cum definește Dumnezeu dragostea? Pentru mine, dragostea înseamnă a iubi, da? A oferi dragoste înseamnă a privi din perspectiva intereselor personale, a plăcerii mele, oamenii din jurul meu, împrejurările din jurul meu, obiecte din jurul meu. Am mers la școala care îmi place, citesc cărțile care îmi sunt dragi, care cred că îmi pot adăuga valoare. M-am măritat cu femeia care mi-a fost dragă și care am fost convins că va adăuga valoare vieții mele, mă va face fericit, nu m-am înșelat, mulțumesc, nu m-ai dezamăgit. Da, mă va ajuta inclusiv în lucrarea pastorală. Cumpărăm mașina care ne place, apropiem de noi oamenii care credem că prezintă încredere și cu ei ne vom atinge scopul vieții mai bine, iubim pe cine îi de iubit și facem vânt celor ce ne încurcă, ne fac probleme, ne pun piedici și nu prezintă nici o încredere. N-avem ce câștiga de la ei în cele din urmă. Nu vor adăuga valoare vieții noastre. Aceasta este abordarea, aceasta este definiția dragostei din perspectiva omului de pe pământ. Noi iubim, vă rog, verificați, sau încetăm să iubim omul, persoana care nu mai slujește intereselor noastre, care nu mai corespunde așteptărilor noastre. Pentru Dumnezeu, citiți, vă rog, Biblia de la început la sfârșit, de la introducere la încheiere. Pentru Dumnezeu, dragostea înseamnă acordarea bunătății, demonstrarea bunătății celor care sunt în cea mai teribilă nevoie, care sunt în cea mai urgentă situație de salvare, nevoie de salvare. Pentru Dumnezeu, dragoste înseamnă bunătate și bunătate, dex, înseamnă predispus să facă bine, predispus să ofere servicii, predispus să sară în ajutor, predispus să investească, predispus să cheltuiască. Și când Domnul Iisus Hristos era în această lume un reprezentant al elitei religioase, un om foarte ok, a venit la Domnul Iisus Hristos cu o atitudine foarte ok, nu ca să-L ispitească, nu ca să-L provoace, nu ca să-L pună la încurcătură. Nicodim a vrut să aibă o întrevedere la nivel înalt, un mare învățător de pe pământ, cu un extraordinar învățător venit din cer. Și după ce Domnul Iisus Hristos l-a pus pe gânduri pe Nicodim cu introducerea sa, în cele din urmă îi explică lui Nicodim: Nicodim, atât de mult a iubit Dumnezeu elita religioasă, pe cei ce citesc Biblia, postesc și se roagă. Nicodim, atât de mult a iubit Dumnezeu pe cei ce l-au luat în serios și fac tot ce pot mai bine ca să fie credincioși. Dumnezeu, Nicodim, Dumnezeu atât de mult a iubit pe cei care sunt de treabă și au o reputație bună și sunt spălați, spreiați la dungă. Nicodim, Dumnezeu atât de mult este preocupat de cei ce au viața în regulă. Da? Fals. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea
lumea întreagă, populația întregului pământ, care a fost, care este și care va fi, încât și-a oferit, spuneți, oferit. Ce înseamnă dragoste pentru Dumnezeu? A oferi. Și-a oferit unicul fiu pentru ca oricine, spune oricine. Ce înseamnă oricine? Fără diferență. Oricine înseamnă toți, inclusiv toți. Oricine înseamnă și cine îmi place și cine nu-mi place. Oricine înseamnă cine vreau și cine nu vreau. Amin? N-am înțeles, amin? Deja nu vă plac? Deja vă pare rău că ați venit la biserică astăzi? Nu. Oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Nu știu de ce. Noi cei care citim Biblia de mulți ani, noi cei care predicăm Biblia, noi cei care avem experiență cu Domnul Iisus Hristos, urmându-L mulți ani, avem senzația nejustificată, nesănătoasă, total nesănătoasă, că noi suntem prioritatea lui Dumnezeu. Când e vorba de dragoste, sigur că Dumnezeu ne-a pus la inimă, El se gândește la noi mai mult, El se laudă cu noi mai mult, El investește în noi mai mult și El, în primul rând pentru noi, este gata să facă orice. Când, de fapt, prioritatea lui Dumnezeu sunt oamenii care au probleme. Dumnezeu îi iubește pe oameni în ciuda problemelor lor și îi iubește din cauza problemelor lor. Vreau să vă explic puțin. Cu ani în urmă am avut tristă experiență pe când mă aflam într-un aeroport internațional într-o altă țară să pierdem copilul cel mai mic, să-l pierdem pe Robert. Robert, vrei să vii aici în față? Să fii material didactic la predica astăzi. El visează să fie predicator. N-am nimic împotrivă. Da? Era doar 5 ani, 4 ani chiar. A fost privit cu încredere de soția mea și a spus: vreau ca să mă duc în cutare loc în aeroport, te rog, ai grijă de copil. Mi-a dat atâta încredere cât nu meritam și în următoarele minute l-am pierdut pe Robert. Mă temeam că o să mă bată soția, am scăpat nebătut. Și mulțumesc, Robert, poți să ocupi loc. Un copil de 4 ani nu știa limba acelei țări, nu vorbea limba engleză, temeam că o să-și iartă din minți. Nu poate comunica. Legile acelei țări sunt vestite în lume, știe toată lumea că în acea țară îți poți pierde drepturile de părinte asupra copilului doar pentru faptul că nu ai avut grijă cum trebuia să ai grijă de el. Îți venea să urli. Nu știai încotro să apuci, întrebi în stânga și în dreapta, n-ai curajul să te adresezi la autorități, că ei sunt primii care pot să-ți ia copilul pentru că nu ești părinte cum trebuie, nu ești destul de bun. Ca să nu vă țin în suspans, El ne-a găsit pe noi. Am văzut, avea părul mare, crălionț. El nici nu știa că este pierdut. Nici nu știa, nici nu aflase că este rătăcit. A venit la noi. Ce credeți că discutam cu soția în timp ce îl căutam pe Robert? Ce bine că avem 3 acasă. Încă 3 copii, sunt siguranță. Hai să dăm un telefon să vedem ce mai fac, ce ar vrea să le cumpărăm din aeroport, că venim spre casă. S-a pierdut unul, dar cel puțin avem 3. Până la urmă e treaba lui, trebuia să se țină de mine, să învețe minte. Dar decât să mă caute. Nu? Cam așa gândeam noi părinții. Am uitat că avem copii acasă. Nu mai avea sens viața noastră. Eram în stare să facem orice, să-l găsim pe Robert. Ajunge despre mine și familia mea. Putem noi face abstracție de religia noastră
și să-L înțelegem pe Dumnezeu când e vorba de dragoste, de ce El iubește pe cei pierduți. În primul rând, mulți dintre ei nici măcar nu știu că-s pierduți, cum nici copilul meu nu știa că-i pierdut. Cei mai mulți dintre ei nu sunt în stare să se întoarcă acasă. Nu știu limba. Noi vorbim limba noastră, știm să citim Biblia, o înțelegem. Știm să ne rugăm. Știm să-L abordăm pe Dumnezeu. Ei habar n-au, sunt în afara acestor practici. Ce simte Dumnezeu când oameni ca mine, oameni ca tine, membri în biserică, oameni care s-au angajat să-L urmeze pe Domnul Iisus, care cred în Dumnezeu, sunt neglijenți față de cei din jur, care nu sunt credincioși, care nu sunt ok și nu putem să demonstrăm dragoste în stilul lui Dumnezeu. Știm să ne iubim unii pe alții și uneori nici măcar credincios pe credincios nu se poate iubi cum trebuie. Credeți-mă că suntem corigenți și la asta. Dar ce să mai vorbim despre a demonstra dragoste în stilul lui Dumnezeu, conform definiției lui Dumnezeu față de cei mai degradați, față de catastrofele lumii acesteia. Și Domnul Iisus continuă explicația sa. De fapt, Nicodim, de fapt, cel ce ești ok, de fapt, cel care citești Biblia, de fapt, cel care ești plin de Duhul Sfânt, de fapt, cel care îl urmezi pe Domnul Iisus de mulți ani și ai experiență în acest domeniu, ai reușite în această dimensiune. De fapt, Dumnezeu nu și-a trimis Fiul în lume, de fapt, Dumnezeu și-a trimis Fiul în lume nu ca să o condamne, trate cu degetul, hei, nu ești ok, vai de tine, ci pentru ca ea să fie salvată prin ea. Iisus nu a venit, a revoltat pe toată elita religioasă pentru că nu a făcut prioritate din cei din categoria ok. Și a mâncat, a petrecut vreme, a predicat, s-a iubit cu pleava societății. Iisus a fost prietenul păcătoșilor. Păcătoșii se simțeau iubiți. Păcătoșii îl iubeau pe Iisus. Mă întreb dacă Iisus ar veni la noi, la adunare. Dacă noi, cei care pretindem că suntem cu Iisus, ne-am bucurat de Iisus. Cu cine ar sta la masă Iisus? Cu cine s-ar plimba în parc Iisus? Cu cine și-ar petrece timpul Iisus? Cu oamenii ca mine, în primul rând? Sau cu oameni pe care eu n-aș vrea să-i am pe aproape? Ar fi preocupat Iisus în primul rând. Trebuie să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu, faceți concluzii, dragostea lui Dumnezeu este universală, adică e valabilă pentru toți oamenii. Și El începe să iubească pe cei mai de neiubit. Și ne include și pe noi. Slăviți să fie Domnul, ne include și pe noi. Amin? Un pastor avea un vecin căruia îi împărtășea despre Dumnezeu, un vecin care, de fapt, nu avea niciun fel de preocupare cu privire la Evanghelie, cu privire la biserică, da? Și pastorul tot încerca posibilități, se întâlneau, încerca să-i spună despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus. Omul a înțeles de ceasul și a spus, vecine, nu mai încerca, pentru că pe mine nu mă interesează deloc Dumnezeu. Nu mă interesează biserica, dar voi aveți, nu, sunt oameni care au într-adevăr nevoie. Eu mă consider un om fericit, fără Dumnezeu, fără Iisus, fără biserică, fără Biblie, fără rugăciune. Și din punct de vedere economic și familia mea este una fericită. Sunt mulțumit, sunt satisfăcut. Pentru mine viața mi-a oferit tot ce am visat. Eu nu am nevoie de Dumnezeu, eu nu am nevoie de biserică și nu am nevoie de Iisus. La care pastorul a spus, hai totuși să discutăm, hai să analizăm, tu ești un om logic.
Tu poți discuta, cu tine pot discuta logic. Hai să-ți explic ceva. Dacă e vorba să facem această riglă, să privim la această riglă de evaluare, da? Aceasta reprezintă vina tuturor oamenilor, deci totalitatea lumii. Iisus a murit pentru vina tuturor oamenilor, dar în același timp aceasta este valabil în mod individual pentru vina fiecărui om. Fiecărui om în mod individual. A plătit Iisus, a murit Iisus pe crucea Golgotei. Și pastorul întreabă, care crezi tu că este cea mai nevinovată persoană care există în lume? Pe care tu te poți gândi acum. Și omul a spus, eu cred că Papa Francisc este cea mai nevinovată persoană. A spus, bun, pe această riglă, dacă ar fi să evaluezi calitățile, nevinovăția Papei Francisc, Papei de la Roma, cam unde ai marca corectitudinea lui, nevinovăția lui? Și omul a spus, eu cred că cam 90% Papa e ok. Fine. Te înțeleg, ai dreptate. În cazul lui, pentru cât nu ajunge 10% de vinovăție, a murit Iisus. Înseamnă că Papa de la Roma, cel mai nevinovat om din lume pe care tu-l consideri acum, în acest moment, are nevoie de Iisus 10%. Pe El Dumnezeu îl iubește și l-a dat pe Fiul Său pentru acele 10%. Voi pastorul spune, ok, dar hai să reluăm rigla. Ce crezi despre mine? Sunt vecinul tău, trăim de atâta vreme împreună, gard în gard, mă cunoști, mă analizezi. No, sigur, eu sunt cu ochii pe tine. Credeți-ne, oamenii care nu vin la biserică sunt cu ochii pe noi. Ce părere ai despre mine? Cum ai evalua nevinovăția mea? Îl întreabă pe vecin, pe pastorul. Și omul spune, eu cred că nu ești ca Papa, dar vreo 60% ți-aș da de nevinovăție. Mulțumesc, ai o părere bună despre mine. Eu am nevoie de Iisus pentru că aceste 40% de vinovăție doar El le poate plăti. Doar El mi le poate rezolva. Și apoi pastorul a mers mai departe și a spus, dar dacă ar fi să folosim rigla în dreptul tău, vecine, nu, tu ești un om consecat, jos pălăria, profesionist, familist, bun vecin, sociabil, prietenos. Dacă ar fi să te evaluezi pe tine însuți, cât de nevinovat te consideri? Și omul spune, cred că 50%. Fain, felicitări! Doar 50% în viața ta are nevoie de Iisus. Tu ai nevoie de Iisus. Acel vecin a devenit un lider în acea biserică în urma acestei discuții. Pentru că orice om are nevoie de Iisus. Dragostea lui Dumnezeu este universală. Orice om. Orice om este iubit de Dumnezeu. Orice om are nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu mă iubește pe mine. Spune, Dumnezeu mă iubește pe mine. Spune, Dumnezeu îi iubește pe oameni pe care eu îi iubesc. Dumnezeu îi iubește pe oameni pe care eu nu îi iubesc. Hei, hei, ați pierdut curajul. Dumnezeu îi iubește pe oameni pe care nu îi iubesc eu. Drept sau am exagerat? Am luat o razna? Ba da, Dumnezeu îi iubește în primul rând pe cei ce sunt de neiubit. El a murit pentru noi. Și în cazul lui Dumnezeu, dragostea este sacrificiu. Dragostea înseamnă a oferi celor ce nu merită să le oferi. Și să le oferi ce ai mai bun, să investești ceea ce ai mai scump. Aceasta a făcut Dumnezeu. Dragostea nu pretinde ceva. Dragostea întotdeauna oferă ceva.
Dacă ești oaspetele nostru la această adunare, trebuie să înțelegi că nimeni nu te-a iubit, nu te iubește și nu te va iubi mai mult decât Dumnezeu. Dacă tu înțelegi acest lucru în acest moment, că tu ești prioritatea lui Dumnezeu, Dumnezeu te iubește pe tine în acest moment, care încă nu ți-ai dedicat viața Domnului Iisus, nu te-ai botezat, nu ești ok, Dumnezeu te iubește mai mult pe tine, se gândește mai mult la tine. Este gata să facă orice, mai, în primul rând pentru tine și apoi pentru mine. Dacă tu înțelegi acest lucru, nu vei pleca din acest loc fără să pui mâna pe inimă, să spui, Doamne, mă arunc în brațele tale, vreau să-mi dedic viața ție, vreau să mă botez, vreau să iau în serios viața cu tine, să trăiesc în armonie cu tine până la sfârșitul vieții mele. Asta trebuie să faci. Dacă ești unul dintre oamenii care l-a urmat pe Iisus, ți-ai dedicat viața Domnului Iisus Hristos cu ani în urmă, ai simțit, ai experimentat dragostea lui Dumnezeu, știi cât de mult te iubește, dar când e vorba să privești pe cei din jur, când este vorba să faci ceva față de cei din jur, ești selectiv, ăsta merită, celălalt nu merită, ăsta îmi place, celălalt mă enervează, pe ăsta vreau să-l văd, pe ăsta nu vreau să-l văd, ăsta mă ajută, celălalt mă încurcă. Nu înțelegi că ar trebui să schimbi atitudinea în această zi? Poate slujești într-o echipă de vis, felicitări, dar cu ce atitudine o faci? Demonstrezi tu dragostea în stilul tău acolo sau în stilul lui Dumnezeu? Noi, membrii bisericii, noi, oamenii cu experiență pe calea credinței, este vremea să ne revizuim comportamentul nostru față de alții și mai ales față de cei care sunt prioritatea lui Dumnezeu. Ei arată teribil, dar sunt prioritatea lui Dumnezeu când este vorba de dragoste. Poate ești lider în această biserică ca mine, unul din cei mulți din armata de lideri acestei biserici și încă iubești în stilul tău. Preferințele tale, scopurile, interesele tale contează mai mult decât stilul lui Dumnezeu, interesele și prioritățile lui. E o rușine, e toxic să conduci în biserică, să fii om de influență, fără să iubești în stilul lui Dumnezeu. E timpul să ne pocăim de la mic la mare, de la păcătos la sfânt în această zi și să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem dragostea lui față de toți oamenii și să-l rugăm pe Dumnezeu să facă din noi expresia practică a dragostei sale față de cei mai de neiubit oameni. Vă imaginați cum ar arăta această biserică dacă oamenii ar înțelege dragostea lui Dumnezeu și ar sări în brațele deschise? De 2000 de ani, Dumnezeu stă cu brațele deschise să-i primească pe cei și pierduți cu dragoste. Vă imaginați cum ar arăta această biserică aici, în oraș, în această țară, în această lume, dacă tot mai mulți oameni care l-au urmat pe Domnul Iisus ar lua în serios stilul lui Dumnezeu de a iubi pe cei de neiubit, de a demonstra dragoste față de cei ce, conform definițiilor omenești, nu merită iubiți și nu merită dragoste. În acest moment vă invit să vă ridicați pentru rugăciune. Este momentul în care trebuie să stai tu și Dumnezeu. Nu este vorba despre adunarea bisericii acum. Este vorba de tine și de Dumnezeu. Dacă nu ți-ai dedicat viața Domnului Iisus, pune mâna pe inimă în această rugăciune și spune, Doamne, eu sunt cel ce din acest moment vreau să-mi dedic viața ție și să mă botez la prima oportunitate de a mă boteza, să-ți aparțin ție, te iau în serios, să-L urmez pe Domnul Iisus, sunt gata să fac orice, să-mi pun viața în armonie cu așteptările tale, cu principiile tale. Dacă l-ai urmat pe Domnul Iisus, ești un participant, ești activ sau ești lider, cere-i lui Dumnezeu iertare pentru situațiile în care
ai iubit în stilul tău pe cei din jur. Și angajează-te în fața lui Dumnezeu, cu mâna pe inimă și tu și eu. Angajează-te în fața lui, că din acest moment vei demonstra celor din jur, celor mai teribile cu care te întâlnești, dragoste în stilul lui Dumnezeu. Amin? Să ne rugăm. Părinte din cer, în acest moment îți mulțumim pentru că Tu ne cercetezi, pentru că Tu ne călăuzești, pentru că Tu, Doamne, ni te descoperi. Mă rog în acest moment, Doamne, împreună cu oamenii care au pus mâna pe inimă și sunt ferm hotărâți să-și dedice viața Ție, care în acest moment, Doamne, ei îți spun Ție că își dedică viața Ție și se angajează să se boteze, să-L urmeze pe Domnul Iisus, să te ia în serios și să înceapă cu Tine procesul transformator al vieții lor. Binecuvintează-i, Doamne! Încurajează-i, fă-i să simtă, să experimenteze în acest moment dragostea Ta unică în stilul Tău, Doamne! De asemenea, ne rugăm noi, cei care Te-am urmat pe Tine, noi cei care, Doamne, de mulți ani avem experiența dragostei Tale, știm cât de mult ne iubești, știm ce ai făcut pentru noi și totuși, fie că neglijăm, fie că eșuăm, să demonstrăm dragoste față de cei care nu merită dragoste conform standardelor acestei lumi. Ne iartă, Doamne, că am oferit dragoste în stilul nostru, dar nu în stilul Tău. Și Te rugăm, Doamne, să ne ajuți acum când noi ne angajăm să oferim celor din jur dragoste în stilul Tău. Te rugăm să ne ajuți, să ne formezi, să ne crești. Învață-ne Tu, Doamne, pentru că suntem gata să manifestăm dragostea Ta, să fim o expresie a dragostei Tale în acest oraș, o expresie a dragostei Tale în această lume, ca cei mai pierduți să-și găsească casa în acest loc. Îți mulțumim că Tu ne asculți. Te lăudăm și Te binecuvântăm. Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.